O bătrână de 82 de ani din satul Viișoara a ars de vie în propria casă. Potrivit datelor oferite de Serviciul Protecției Civile și situațiilor excepționale Glodeni, incendiul s-a produs din cauza exploatării incorecte a sobei. Un incendiu produs în dimineața zilei de astăzi a mistuit parțial construcțiile și bunurile materiale din locuință și a luat și viața proprietarei, Lidia Nimerenco, locuitoarea satului Viișoara, raionul Glodeni. Serviciul apărării împotriva incendiului, a secției situații excepționale Glodeni, informează populația raionului Glodeni că pe data de 11 luna 11-2012, în satul Viișoara, în jurul orei 04:10, în proprietatea cetățenicei Nimerenco Lidia Vasilina s-a produs un incendiu, în urma căruia parțial au ars bunuri și construcții materiale din interiorul casei locative. Tot în odăilele locative a fost depistat cadavrul proprietarei Nimerenco Lidia Vasilina, anul nașterii 1930. Cauza incendiului a fost încălcarea regulilor de exploatare a sobii. Vă rog, verificați starea sobii și a coșului fum. Nu instalați în apropierea sobii materiale combustibile. În fața ușiței sobii instalați o placă metalică. Lichidați, vă rog, crăpăturile de la coșul de fum și a sobii. Serviciul Protecției Civile și situațiilor excepționale atenționează populația să țină cont de regulile antiincendiare la exploatarea sobelor. Nu este admisă depozitarea lângă soba materialelor combustibile și aparatelor electrice. E necesară prezența plăcii metalice în fața sobei și menținerea ușii închise acesteia. Înainte de a ieși din casă, focul trebuie stins, iar accesul copiilor la focul din sobă este interzis.